Reprezentantul municipalității spulberă orice dubiu al vâlcenilor cu privire la mărirea taxelor și impozitelor. Deși ordonanța 8 ne permitea să facem în aceste zile, deci astăzi ar fi fost ultima zi când puteam lua decizia, operația de mărire de taxe și impozite, lucru care s-a făcut la București, Timișoara, în alte localități. Din respect pentru râmnicenii am luat hotărârea ca să nu convoc ședință extraordinară Consiliul Municipal și în acest sens pot să-i anunț pe râmniceni că taxele și impozitele locale vor rămâne la nivelul anului 2012. Deci Râmnicu Vâlcea este o localitate în care taxele și impozitele nu se măresc și acest lucru cred eu că va aduce puțină bucurie locuitorilor municipiului, mai ales că, iată, sunt nori negri care plutesc deasupra platformei chimice și cred eu că, într-un fel, nu neapărat ca o compensare, această veste îi va face pe râmniceni, în primul rând, să simtă că primăria le este aproape, gradul de colectare al impozitelor sperăm să crească și acest lucru ne va ajuta să facem ca bugetul din anul acesta să reziste, să putem face și investițiile preconizate și să trecem peste toate greutățile. Conform ordonanței Guvernului României, administrațiile publice locale care aveau înregistrate datorii la finalul anului 2012 sunt obligate să indexeze nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul în curs cu 16,5%.